dar nu spun eu despre cine este vorba, aflați din sumarul ediției. Personajul secret văzut de femei. Așa se intitulează un eveniment ce o are în prim plan pe scriitoarea Doina Ruști. Artista a venit la Iași pentru a susține un atelier public, având ca punct de pornire povestirile din cele mai recente volume ale sale. Așa este. Bună dimineața, Doina Ruști. Bună dimineața. Bună dimineața vouă și ieșenilor. Mă bucur mult că sunt aici. Bine ați revenit la Iași, în orașul tinereții, adolescenței, nu? Da, categoric. Am făcut aici liceul la Ibrăileanu și apoi am urmat facultatea de litere, tot la Iași. Și de câte ori vin, mă întâlnesc cu acea perioadă superbă, exuberantă, perioada primei tinereți. Sunt povești care au ceva nuclee de gând, de sentiment ancorate în această perioadă? O, da, cu siguranță. Găsim în paginile cărților dumneavoastră și astfel de momente? Poate traduse, poate reinterpretate, dar da, inspirate de Iașul de atunci? Da, categoric. Am multe povestiri în care fac trimiteri la orașul pieilor albe, cum îmi place să îl numesc, sau orașul de marțipan. Dar cele două volume cu care mă prezint astăzi sunt despre București. Ciudățenii amoroase din Bucureștiul Fanariot, Cămașa în carouri, unde arată Cristi? Așa, în fața mea. Și Depravatul din Gorgani. Ar fi trebuit să prezint ciudățenile și Depravatul una după alta, dacă au o legătură de, și cronologic și tematic. Cele trei cărți pe care le-ați adus astăzi, eu le-am citit, le-am iubit. Și m-am pierdut așa în ele. Dar dacă te pierzi, ai și o hartă, nu? Ca să... Da, categoric. Da. Fără harta respectivă nu poate fi citită. O hartă pe care o regăsim în multe dintre cărțile dumneavoastră. E marca Doina Ruști. Categoric, pentru că îmi place să iau în stăpânire teritoriul și abia după aceea să scriu despre el. Dacă o astfel de hartă îl ajută pe cititor, dacă e o marcă Doina Ruști, ce își propune de fapt scriitoarea să realizeze prin harta asta? Așează cititorul unde trebuie pe hartă, așa ca un Google Maps îl dirigează către acolo unde e necesar să înțeleagă ce se întâmplă? Nu, de obicei vreau să-l aduc în atelierul meu de creație și de fiecare dată când încep o carte, desenez o hartă, imaginez spațiul în care se produce acțiunea. Mulți încep de la personaj și pentru mine contează, dar adevăratul început este teritoriul. Și acest teritoriu este chiar fizic, mi-l desenez eu însă și după aceea, bineînteles, apelez de fiecare dată la Bogdan Calciu, care face un desen profesionist. Și abia după ce am această hartă, încep să trăiesc acțiunea, să construiesc pe harta respectivă și să pun ceea ce ați zis voi că este marca Doina Ruști. Sunt cu ce intenții la Iași, Doina Ruști, de data aceasta? Am venit la Iași la Facultatea de Psihologie, apoi am avut o întâlnire la Facultatea de Litere și nu în ultimul rând la Cărturești, în mall, unde de obicei vin, pentru trei ateliere dedicate scrisului, literaturii și mai cu seamă acestei luni, care este Luna Femeilor. În Luna Femeilor vorbim mult despre fel și fel de subiecte legate de feminitate, de feminism și așa mai departe. Și în agenda publică a autorităților apar deodată problematica feminină. Dacă e să facem o conexiune cu literatura, ne gândim înainte de toate că piața de carte datorează mult femeilor. Da, statisticile spun că noi ținem sus standardul lecturii, că femeile citesc multe cărți, că femeile cumpără multe cărți. Ce datorează literatura română scriitoarelor? Cred că e într-adevăr o eră a creativității de tip feminin și cred că sunt astăzi foarte multe scriitoare, deși încă nu au vizibilitatea pe care ar merita-o. Pe de altă parte, având în vedere că trăim o schimbare extraordinară
Cu siguranță că și proza feminină, pentru că mie mai familiară, nu vorbesc despre poezie, trece printr-o astfel de schimbare. Trăim o perioadă de artă hibridă, o perioadă în care lectura este participativă. Nu vorbim doar despre femei care citesc, ci doar despre oameni care participă. Am fost în multe medii cu tineri care nu sunt interesați integral de acțiunea unui roman, dar vor să ia parte la acea acțiune. Și acest tip participativ vine din faptul că suntem foarte grăbiți, că avem foarte multă informație, că putem să ne luăm informația de pe net în orice moment, că nimeni nu mai are timp să asculte pe altul, și toate astea mi se par normale, pentru că trăim într-o epocă în care chiar ar fi păcat să nu folosim toată tehnologia pe care o avem la dispoziție, mai cu seamă că de câte ori începem ziua, să nu-mi spuneți cu ipocrizie că deschidem o carte, nu. De fiecare dată deschidem internetul, ne uităm, citim fragmentele, suntem preocupați de ce a scris vecinul nostru mai degrabă decât de ceea ce a scris Tolstoi, și asta mi se pare normal. Și cred că literatura, ca să revin la întrebare, literatura se colează pe această realitate indubitabilă. Suntem într-o perioadă în care literatura este ea însăși fragmentaristă, este o literatură care îl incită pe celălalt și îl roagă aproape pe cititor să intre doar într-o parte a poveștii, să nu se panicheze că trebuie să citească toată cartea. Sunteți un om activ și ați îmbrățișat toate aceste noutăți și transformări pe care le-a adus internetul în viața noastră. Sunteți activă pe rețelele de socializare, ați înțeles? Sau cum a venit peste dumneavoastră informația că un scriitor trebuie să existe și acolo? Aveți și site de scriitor. Normal, sunt un om viu și încă respirând. Toate acestea fac parte din viața actuală și ar fi o desuietudine să mă apuc acum să trăiesc respectând canoanele epocii clasice. Da, sunt inclusiv pe TikTok. Nu trebuie să disprețuim niciunul dintre aceste canale de comunicare. Canale, sigur că da, pentru că acolo este viața și acolo unde bate viața, scriitorul este dator să fie prezent. Adică chiar nu imaginez un scriitor care ar spune că TikTok-ul e o chestie vulgară. Scriitorul ăla găsește nici nu există. Găsește oriunde și vulgarități și în viața de zi cu zi, exact. Dar trebuie peste să știi tot să există toți oamenii. Așa. Și un scriitor trebuie să ia în calcul toți oamenii. Personajul secret văzut de femei, motivul întâlnirii de la Iași, întâlnirilor de la Iași, cum a fost aseară, de exemplu? A fost minunat, au venit cititorii mei obișnuiți, chiar pot să zic fanii mei, de asemenea. Și la TVR Iași aveți un fan club? Da? Cred că știți asta. nu știam, acum aflu. Da? Deja mă simt mult mai bine, m-am și intimidat, nu să mai știu ce să spun. Mai bine nu vă spuneam, da. În redacția noastră se face trafic de carte vie, să știți. Și romanele dumneavoastră și povestirile dumneavoastră trec așa din mână în mână. Mă simt foarte bine deja. Câteva nopți voi avea subiect pentru vise. Așa. Deci cum a fost aseară întâlnirea cu fanii? A fost o întâlnire, exact cum vă spuneam, participativă. În afară de fanii mei, au venit elevii cei mai buni de la Liceul Național și de la fostul meu liceu, Garabeti Brăileanu. Că de câte ori vin aici, bineînțeles că mă întâlnesc cu urmașii mei, ca să zic așa. Și a fost un atelier despre personaj, l-am îmbrăcat cu cizmulițe roșii, ne-am imaginat ce are în buzunare, l-am dus prin diverse epoci. A fost așadar un atelier de scriere creativă? Nu de scriere, ci de compoziție, pentru că într-o librărie, dacă nu poți să scrii și după aceea să și citești, plus că știți cum e, librăria e destul de micuță, doar o parte mică dintre ei au avut scaun, restul au stat în picioare și atunci a trebuit să stau și eu în picioare și să mă plimb printre ei, pentru că altfel nu se putea. Și ne-am jucat maxim, l-am îmbrăcat, l-am dezbrăcat pe Cristian, personajul principal care constituie intriga din Cămașa în carouri, și de asemenea ne-am imaginat cum ar fi dacă am călătorit
cu el în trecut, cum am aduce un personaj fanariot în lumea de astăzi. Deci eu zic că a fost un joc de maximă exuberanță. E nevoie de experiența asta, de întâlnirea publicului cu scriitorul și de joaca asta împreună? Da, categoric. Și de ce e important pentru dumneavoastră să vă întâlniți cititorii? Păi cum să nu fie important? Pentru cine scriu? Adică chiar vreau să văd cine mă citește, dar în afară de asta este modul cel mai scurt de a lua legătura cu miezul vieții, cu miezul istoriei, cu lumea vie. Ori, v-am zis deja, literatura asta înseamnă conectare la flacăra vieții. Dacă nu te întâlnești cu publicul tău, dacă rămâi scriitorul din spatele din unui titlu, da, unui titlu a unor coperte, din turnul de film, așa, da. Cum să fie comunicarea făcută? Nu se poate? Nu știu. Nu e genul dumneavoastră, da, clar. Nu am niciun fel de idee despre lucrul ăsta. Chiar în zilele noastre nu văd de ce ar mai sta un scriitor izolat și nu văd ce profit ar avea din asta, pentru că te consumi, o iei de la capăt și până la urmă ajungi ce, un rebut? Asta nu. Omul care scrie este un om viu și ca urmare trebuie să fie în legătură permanentă cu cei care sunt interesați de scrisul său. Un scriitor atât de entuziast cum sunteți dumneavoastră, atât de proaspăt în gândire, dornic să fie mereu în acțiune, aproape de public. Cum vede, de exemplu, primăvara ieșeană? Pentru că, spuneam, v-ați întors la Iași după ce o parte frumoasă a vieții ați petrecut-o aici. Acum și acum și floresc castanii. Așa. Exact. Nu știu, în mod straniu, de câte ori intru în orașul ăsta, cântă cucul aici. Nu știu cum se întâmplă. Și ieri, exact asta a fost. Ieri, da, mergând spre facultatea de psihologie, am auzit cu... Nu-mi venea să cred. Adică e amintirea mea cea mai pregnantă, cel puțin în zona auditivă, despre orașul Iași. Probabil că e vorba despre sugestie, e vorba despre simbolism, despre singurătatea mea în acest oraș, pentru că am venit pe când aveam 15 ani, nici eu nu știu de ce, din însorita Oltenie, în acest oraș de marțipan. Orașul de marțipan, ce frumos, ce da. Frumos sună. Da. Au fost clipele petrecute aseară cele care vă dau energie pentru următoarele zile, săptămâni, luni? Cât vă încărcați? Pentru cât timp vă încărcați într-o întâlnire cu publicul? Oh. Având în vedere că sunteți un scriitor atât de prolific și scrieți, publicați o carte pe an, o carte la 2 ani, cam așa, înseamnă că aveți multe resurse de energie creativă. Da, n-am mai scris o carte de 4 ani, de fapt. Și pentru că tot s-a creat mitul ăsta că aș fi prolifică, m-am hotărât anul acesta eu să ies cu 5 cărți. Ca să spulberăm acest... Mă rog, să întărim acest... Dacă tot a circulat. Acum, sigur că... Dar undeva un sâmbure de adevăr, știți cum e? Există întotdeauna și într-o astfel de vorbă. A, categoric. Sunt scriitor, scriu. Dacă eram cizmar, făceam cizme. Dar asta este. Deci sunt scriitor și mi se pare chiar obligatoriu să scriu. Pe de altă parte... Scrieți cu normă? Nu, nici nu. Vorba. Scriu când... Nu vă propuneți un anumit număr de pagini pe zi sau... Scrisul este o bucurie, o plăcere, un joc. În momentul în care am chef, mă joc. Când nu am chef, mă joc. Cam asta este. Nu văd de ce aș avea normă sau vorbesc cu unii despre blocaj. Chiar îmi vine să râd când aud lucrul Writer's ăsta. Writer's block, da. Nu văd de ce ar... De vreme ce este un joc, te joci când ai chef și, bineînțeles, că atunci când... Se vorbește despre asta, avem de-a face cu pseudoscriitori, cu oameni care și-au propus o normă, cu planul cincinal din vremea comunistă, cred. Așa îmi sună cel puțin. Dar, sigur, scrisul este modul meu cel mai plăcut de a-mi petrece viața. Iar acum, pentru că m-ai întrebat de energie și că noi n-am contabilizat asta, dar în jumătate de oră plec spre Bacău, unde mă așteaptă în primul rând de elevii de liceu și din Bacău și studenții. Am întâlnire cu scriitorul Adrian Jicu la Biblioteca Județeană și va fi un nou atelier, o nouă joacă. În ea știți prea bine orașul Filitului, care a făcut pe toată lumea să se îndrăgostească poate mai mult de literatură decât se întâmpla înainte. Tinerii, liceenii în special, sunt foarte ancorați în a citi, în lectură, în
cărți, există cluburi foarte interesante cu tineri care pun probleme foarte frumoase scriitorilor atunci când se întâlnesc cu ei. V-au pus în dificultate în vreun fel? Ați primit întrebări care, nu știu, v-au... Mai am primit ceva cu mult mai important decât asta, pentru că în urmă cu 4 ani am publicat o carte, un roman, Paturi Oculte, și 56 de licee din țară au făcut filme după cartea asta, nu mi-a venit să cred, între care unele de aici din Iași, iar cei de la liceul, cred că Racoviță se numește, au primit premiul la Bovi, la Festa. E un subiect pe care l-am abordat chiar aici în emisiune. Am venit și m-am lăudat aici. Și asta mi s-a părut, deci urmărind toate acele peste 50 de viziuni, mi-am dat seama, adică acolo au venit și întrebările pentru mine, dar pe de altă parte mi-am dat seama cât de variată este receptarea generației astea, în care eu am mare încredere. Chiar vreau să vă spun că cei care stau acum prin clasa 10-a mi se par cu totul și cu totul diferiți de generațiile anterioare. Sunt foarte inteligenți, foarte răbdători, au chiar o anumită diplomație pe care generațiile anterioare nu aveau și cu siguranță sunt cu mult mai deștepți decât eram eu la vârsta lor. Deci e ca un studiu, ca un experiment. Mai scrieți scenarii? Da, mai scriu și scenarii din când în când. Mai mult am reparat în ultima vreme. N-am făcut nimic notabil. Cred că ultimul scenariu a fost când am sărbătorit centenarul cu primul război mondial. Am făcut un documentar despre o carte găsită de mine, pe marginea căreia un soldat căzut prizonier își scrie viața și scrie cele 40 de femei pe care le-a iubit la fel. Și mi-a plăcut atât de mult ideea asta încât am făcut un scurt metraj de documentar împreună cu Muzeul de Istorie din București, cu Arhivele Naționale și cu câțiva istorici foarte pasionați. Așadar, găsiți provocări oricând, oriunde și rotițele se învârt mereu în așa fel încât să aveți zâmbetul acesta senin și care inspiră până la urmă pe chip. Mulțumim că ați venit! Mulțumim tare mult pentru invitație. Și în așteptarea celor 5 cărți pe care le veți scrie anul acesta, da, așa v-ați promis, ne petrecem timpul cu cele rămase necitite. Dacă nu ați citit încă romanele și povestirile Doinei Ruștii, să știți că reprezintă fiecare carte o lectură fascinantă. Le am pe aceste 3 în brațe și vă pot spune că așa, ca să găsesc locul comun, că sunt despre dragoste, despre dorințe cărora nu le putem pune stabilă, că e despre iubiri imposibile. Prin urmare, cum să nu le citești și cum să nu le iubești? Mulțumesc! Sunt poate și variante de cadou pentru ziua de 8 martie, nu? Da, depravatul din Gorgani, desigur!